Deci, domn primar, am auzit că nu sunteți împotriva acuzațiilor care vi se aduc din partea consilierilor. Considerați că sunt niște acuzații nefondate? N-aș spune că sunt acuzații, acuza poate numai instanța de judecată sau organele de drept să fie acuzate, însă sunt unele propuneri, unele sugestii a consilierilor care vorbesc despre ceea că sugestia lor este una sau alta și în multe cazuri, ori în unele cazuri, eu am dreptul la replică, am dreptul de a le spune conform legislației, chiar și astăzi la ședința Consiliului care a fost, le-a spus că i-au încercat să convoace ședința extraordinară care s-a convocat, însă au încercat de a mișca niște întrebări care nu corespund legislației în vigoare despre administrația publică locală. Și eu le-am explicat încălcarea unui articol, a doilea articol și ei au căzut de acord cu ceea ce au încercat de a face. În rest, eu vreau să spun că îmi pare bine că este așa site Info Strășeni MD, care într-o măsură care se stăruie să aducă la cunoștința publicului rămase largi, adică ceea ce se întâmplă în primărie, în societate, îndeoftin în Consiliul Orășănesc. Și ar fi bine ca să fiți, să spuneți adevăr, să fiți partizanata cuiva, dar ce se întâmplă acolo să fie spus adevărul, să nu fie rupte crâmpie numai cuiva care îi convine, dar să fie spus adevărul pur care ce se întâmplă. Asta e dorința mea. Considerați că până acum noi nu da, eu socot până acum ceva s-au făcut unde crâmpie, cineva pe din dos a spus arată asta, ori arată asta, celălalt nu arată. Și socot că pe viitor cred că nu veți avea niciun impediment de a nu participa la ședințele Consiliului, la ședințe de lucru, pot să vă invit la toate manifestățile care sunt efectuate, sunt făcute în orașul Strășeni, pe teritoriul orașului, fiindcă eu sunt deschis, totdeauna am fost deschis cu presa, totdeauna am colaborat cu ei și sunt gata să răspund la toate întrebările care chiar și incomode, care sunt pentru fiecare cetățean, chiar pentru un conducător, mai cu cât mai mult a unui primar a orașului. Mulțumesc! Bine. Și acum, cum credeți, de ce totuși consilierii vă aduc aceste acuzații? Care nu, acestea nu sunt acuzații. Vreau să spun că bine, nu sunt acuzații, acestea sunt niște propuneri de la consilieri, fiindcă ei găsesc de cuvință că statele primării, vă zic, nu au fost discutate la ședința precedentă, însă începând cu anul 2007, eu personal am ieșit în fața Consiliului pentru a micșora numărul de state. Vreau să spun că am venit eu la conducere în 2007, în statele primăriei erau angajați 29 de persoane. Astăzi sunt angajați în primărie 18 persoane și o persoană este pe concediu de maternitate. Spuneți-mi, vă rog, este diferență? Este diferență și este diferență mare. Și dacă astăzi încearcă cineva să mă supuie că nu a fost așa ori altfel, vreau să spun că sunt niște ambiții politice, cineva deja să începe campania electorală. Părerii drău, eu le-am spus că asta e cam prea de vreme de început campania electorală. Trebuie să aștepte o leac, să mai treacă vreo an de zile și apoi să înceapă campania electorală, fiindcă poate să-și epuizeze energia, puterile și mințele până atunci. Mulțumesc! Mulțumesc! Da, iată cam care.